Banca Națională a României va pune în circulație de la 1 decembrie 2021 o bancnotă cu valoarea nominală de 20 de lei, fiind prima bancnotă cu putere circulatorie, pe care este prezentă o personalitate feminină, Ecaterina Teodoroiu. Bancnota cu valoarea nominală de 20 de lei este imprimată pe suport de polimer și culoare predominant verde oliv. Pe aversul bancnotei se regăsesc următoarele elemente grafice reprezentative. Portretul Ecaterinei Teodoroiu, anii între care a trăit un element floral reprezentând un buchet de brândușe. În plan secund, în zona centrală este reprezentată o insignă a Asociației Cercetașii României. Pe reversul bancnotei, compoziția grafică include o reprezentare a Victoriei în aripate de pe medalia Victoriei, o imagine a mausoleului de la Mărășești, iar în spatele mausoleului o floare de crin. În scopul protejării împotriva falsificării, bancnota include o serie de elemente de siguranță, unele distincte publicului, altele detectabile cu aparatură specială, destinate lucrătorilor din sistemul bancar. Tirajul pentru această emisiune numismatică este de 30.000 de bucăți.